Așa, din respect pentru cei care au venit la timp, zic totuși să începem și vă propun să începem cu o scurtă rugăciune. Părinte, ne ajutați? Împăratul Ceresc Mugăitură, nu poate vorbă trebuie pe tine și toate ne ținești. Și rugurătățul de Dătorul de viață din noastră să rășuiești într-un veșnic plățiste pe noi de toată tine și noi și mântuiește pe noi de suflete joase. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, nu ești pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, nu ești pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, nu ești pe noi. Sfântă Tatălui și Fiul și Sfântă Dușa, Cântipură și Vieții Vieții, Doamne. Ca Sfântă Te iubește noi, Doamne, curățește păcate noastre, stăpâne, iartă fără de legii noastre, Sfinte, cercetează și vindecă de putințele noastre pe Sfântul Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și pură și vieții vieții, Doamne, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească să ne numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se nevoia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră în cetătate zilnică, dă-ne noastră și iartă nouă greșelile noastre, acum și ne iertăm și ți-o fiecare pe care și ne duce pe noi înspre și ne zbăzește de cei lucruri. A Ta este părăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, a Cripură și vieții vieții, Doamne. Amin. Mulțumim. Și ajută-ne să avem și noi aurul nostru. Mulțumim. Mulțumim, părinte. Vă mulțumesc tuturor că v-ați făcut timp în această după-amiază de sâmbătă să fiți prezenți aici la o conferință cu o miză importantă, dar care probabil că nu este evidentă pentru toată lumea românească sau pentru prea mulți dintre români. Deși încep românii să simtă pe pielea lor derapajele care se produc de la Bruxelles și de la Strasburg, cu efecte în toate țările din Uniunea Europeană și, evident, și în România. Am pus titlul acestei conferințe Europa încotro, pornind de la cartea pe care o aveți în față, pentru că această întrebare se pune cu tot mai mare acuitate în diverse medii, văzând, cum am spus, ceea ce este neregulă cu conducerea Uniunii Europene, cu această Comisie Europeană. Întâi de toate să facem câteva deosebiri, câteva precizări și poate că să dăm și câteva definiții pentru a ști terenul în care ne mișcăm. Uniunea Europeană nu este toată Europa. Nu se suprapune pe întreg continentul. În propaganda oficială, acest lucru este escamotat. Se spune Europa. Iar atitudinea față de anumite scăderi, erori sau chiar lucruri rele care emană de la Comisia Europeană, este taxată drept anti-europenist. Anti-europenism. Ceea ce este abuziv. Nu suntem anti-europeni pentru că avem îndrăzneala să criticăm Comisia Europeană. Comisia Europeană nu-i Dumnezeu, e formată din oameni care pot și ei să greșească. E formată din oameni care pot să aibă o orientare greșită și care pot să comită fapte reprobabile. Comisia Europeană nu este un dat natural la care trebuie să ne raportăm, este ceva care se poate schimba în condițiile în care noi, cei care alcătuim Uniunea Europeană, considerăm asta. Când spunem Europa încotro, așadar, întrebarea se referă
pe de o parte la întregul continent și pe de altă parte la ceea ce acoperă aproape o mare parte din acest continent. Pentru că ce se întâmplă la Bruxelles nu interesează doar statele Uniunii Europene, ci interesează toate statele europene. Într-un fel sau altul, acțiunile Bruxellesului au reverberații și asupra statelor care nu sunt în Uniunea Europeană. Unele vor să fie, altele nu vor să fie, ba chiar sunt în conflict cu Uniunea Europeană. De aceea contează ce face Bruxelles și dacă face bine sau face rău. Noi, ca membru, ca stat membru al Uniunii Europene, suntem cu atât mai interesați pentru că directivele, regulamentele, toate aceste comandamente care sunt date de Bruxelles sau de Strasbourg au un efect imediat în viața noastră. Că îl sesizăm noi sau nu, el există. De la felul în care se face justiție în România până la educație și de la forța de muncă, de la migrația forței de muncă până la poftiți, până la măsurile care afectează economia, totul are importanță. Ca să înțelegeți, să nu vorbesc în abstract, mă refer de pildă la o măsură pe care la o măsură votată în Parlamentul European și care ar avea aplicare din 2035, producerea și vânzarea autovehiculelor pe bază de motorină și benzină nu va mai fi posibilă din 2035 încolo. Asta are un efect devastator asupra economiei statelor europene care produc mașini. Nu e ca și cum nu ne-ar interesa. Cine câștigă de pe urma unei astfel de măsuri este o altă întrebare. Și atunci putem să vedem și cât de europeni sunt cei care conduc Uniunea Europeană. Pentru că veți vedea în cursul acestei expuneri pe care eu încerc să o concentrez, dacă se întâmplă să nu mai fiu perturbat, că e foarte deranjant așa când se mișcă lumea. Voi încerca să vă arăt că cei care acuză de anti-europenism forțele naționale care încearcă să păstreze normalitatea, tocmai ei sunt anti-europeni. Dar revenind la precizări și la definiții. Am spus, Europa e mai mare decât Uniunea Europeană, este abuziv să reducem Europa la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, ce face Uniunea Europeană afectează și statele din afara Uniunii Europene și sigur că da, interesează mai ales statele din interiorul acestei Uniuni Europene. După aceea, este vorba despre ce se întâmplă în Uniunea Europeană ca direcționare politică. Ce urmărește Comisia în formula actuală? Băi, nu urmărește decât să implementeze o politică radicală de stânga. Neomarxistă, de sorginte neomarxistă, care are toate ingredientele neomarxismului. Pornind de la obsesia lor pentru sexualitate și încheiind cu visul de aur al radicalilor de stânga, care se numește Raiul pe Pământ. Raiul pe Pământ, în viziunea lor, este de fapt iadul pe Pământ pentru noi toți. De ce? Pentru că pentru a realiza acest
pretins rai pe pământ, răstoarnă toată realitatea, astfel încât normalul se devină anormal și viceversa. Ce vă spun eu acum, probabil că pentru mulți dintre dumneavoastră care vă aflați aici și care nu întâmplător vă aflați aici, sunt lucruri deja cunoscute. E important însă să-i facem conștienți și pe cei din cercurile noastre de prieteni, de cunoscuți, conștienți de această realitate. Pentru că altminteri se lasă manipulați de presa care este obedientă puterii, care putere locală, națională, este obedientă puterii de la Bruxelles. Și lăsându-se manipulați, vor crede că cei care vor să-i apere sunt dușmanii lor. Asta este strategia dușmanilor normalității. Instalați, și am toată răspunderea când spun asta, am toată responsabilitatea când vă spun asta, instalați la Comisia Europeană de a transforma realitatea prin cuvinte, de a da impresia că aceia care vor să o păstreze sunt de fapt adversarii ei și sunt adversarii noștri. Sper că nu sunt foarte complicat în exprimare. Și sperând asta, încerc să dau exemple ca să fiu mai convingător și mai ușor de urmărit. Una dintre obsesiile Comisiei Europene este ideologia de gen, care duce la tot felul de forme aberante în legislațiile naționale. Una dintre aceste forme este impunerea prin lege a unui număr de femei care să se regăsească neapărat în instituțiile publice. Pornind de la Parlament și sfârșind cu toate celelalte. În această perioadă, în Parlamentul României, este dezbătută o lege care vrea să prevadă ca pe listele de candidați din 2024 să se regăsească minimum 30% femei. Unde este problema în această chestiune? Nu vrem noi toți ca femeile să fie implicate în viața cetății? Ba vrem. Diferența dintre noi, cei care spunem că apărăm normalitatea, și ei care o atacă, este că ei vor să impună lucrul ăsta pe un singur criteriu, și anume sexul. Bine, el numesc gen ca să poată merge cu alte aberații mai departe, nu mai fac decât o paranteză scurtă, știți că sunt vreo 70 și ceva de genuri inventate de ei. Că pentru ei nu există sex masculin și feminin, ci există 100 de genuri de la cel fluid, la cel binar și tot felul de aberații. Așadar, ei încearcă să impună lucrul ăsta spunând, domnule, trebuie neapărat să fie 30% femei. Și noi spunem, nu, poate să fie și 50% femei. Dar nu pe acest criteriu, că sunt femei. Ci pe criteriu meritocratic. Vor să intre în politică atâtea femei? Că eu acum, dintr-o practică directă, vă spun, foarte greu sunt convinse doamnele și domnișoarele să intre în politică. Politica este un război fără arme. Și nu toate femeile sunt amazoane. E firesc că nu vor să intre în politică, pe de o parte. Pe de altă parte, din cele care intră în politică, sunt toate pregătite pentru politică? Cum din toți bărbații care intră în politică, toți sunt pregătiți pentru politică? Nu. Atunci hai să avem acest criteriu al competenței, al meritului. Are omul calitățile necesare? Depune un efort? Construiește ceva? Bine merită. Nu contează că e bărbat sau femeie. În momentul în care tu spui, dom'le, trebuie să pui 30% femei, mă obligi să pun ce femei găsesc acolo. Și după aceea, Dumnezeu cu mila, ce rezultă din chestia asta?
Nu e o gândire constructivă, e o gândire parșivă. De asemenea, o obsesie a Comisiei Europene din izvoare neomarxiste este cea pentru sexualitate. Așa încât încearcă să impună în educația națională educația pornografică, nu educația sexuală. Asta e doar o sintagmă folosită de ei pentru a masca adevăratele intenții. De fapt, se face educație pornografică de la vârstele cele mai mici copiilor noștri pentru a-i strica la minte. Asta vor să facă. De ce vor să facă lucrul ăsta? Pentru că dacă un om este slăbit în fibra lui morală, este mult mai ușor de manevrat. Pe om îl manevrez prin două pârghii. O pârghie a nevoilor primare, între care sexualitatea poate că e una dintre cele mai importante, dacă nu cea mai importantă, și a doua prin afecte, prin emoții pe care îi le creeze. Frica. Am avut demonstrația în acești ani cam la ce forme aberante de reacție în societate poate să ducă frica. De frica morții, foarte mulți au murit pe timpul așa zisei pandemii. De frica morții, foarte mulți s-au îmbolnăvit. De frica morții, foarte mulți au renunțat la libertate. Frica este o emoție extrem de puternică. Iar dușmanii noștri știu să folosească această frică. Știu să o instaureze, au și puterea să o facă pentru că dețin mass media, industria de divertisment, pârghii legislative, autoritățile guvernamentale sunt în mâna lor. Încotro Europa? Păi Europa poate să meargă pe un drum al prăbușirii, așa cum amenință să o ducă actuala Comisie Europeană, sau pe unul al salvării. Dar dacă cel al prăbușirii este înainte, cel al salvării este înapoi. Cu alte cuvinte, ce avem noi de făcut este să ne creăm premizele întoarcerii la normalitate. Întoarcerii la reperele adevărate ale vieții. Întoarcerii la realitatea nu plăsmuită, la realitatea obiectivă. Pare așa o chestie filozofică. Zice, bă, cum adică să mă întorc la normalitate? Păi asta pe care o trăim noi acum nu e o normalitate? Nu cumva părerea că e anormal ce trăim este o impresie greșită? Este un rezultat al altui gen de propagandă? Nu. Avem criterii de măsurare pentru această situație, pentru această stare de fapt. Dacă suntem sau nu într-o normalitate, noi putem să verificăm zilnic. Avem libertate? Cât e libertatea noastră? Avem acces la dezvoltare personală? Până unde? În ce condiții? Avem posibilitatea de a ne păstra identitatea? Cât anume? Cum? Uneori, ceea ce se întâmplă astăzi în societate face din cei care vor să-și păstreze identitatea niște ciudați. Și îi obligă în anumite comunități să se enclavizeze.
Eu observ acest fenomen tot mai acut, de pildă cu creștinii, așa numiți practicanți, într-un mod, cum să spun eu, care nepotrivit, după părerea mea, pentru că ești creștin sau nu ești. Ești, dacă practici sau ești creștin în sensul în care ești botezat, îl mărturisești pe Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru și faci ce poți ca să respecti poruncile lui Dumnezeu. Asta ești creștin. Ce înseamnă să fii practicat? Nu? Ei, creștinii ajung să fie astăzi enclavizați, să fie priviți ca niște ciudați. Bă, dar ăștia merg la biserică. Bă, dar ăștia țin post. Ce oameni sunt și ăștia țin post, auzi? Bă, dar ăștia au tot timpul o referință biblică pentru ceea ce urmează să facă sau pentru raportare la o anumită măsură din societate sau la realitatea în ansamblu. N-am mai văzut așa ceva. Ori normalitatea era ca întreaga societate să fie creștină, ca aceia care nu respectau această normalitate să fie considerați ciudați, enclavizați, marginalizați. Ei, acum devine mai clar, nu? Că nu trăim într-o normalitate și că trebuie să tindem către ea. Ce vrea să facă Uniunea Europeană? Despre Uniunea Europeană, 20 ceva de state, pare o abstracțiune. Dar această Uniune Europeană se reduce, practic, la șefii de state și de guverne și la cei pe care acești șefi de state și de guverne îi desemnează în Comisia Europeană. Și sunt o mână de oameni, practic, care înseamnă Uniunea Europeană. Restul suntem masă de manevră. Ce vor oamenii ăștia să facă? Vor să concentreze și mai mult puterea în mâinile lor. Este o tendință nu de acum 100 de ani, de 200 de ani. Este o tendință permanentă în istoria omului asta. Unii care s-au crezut mai buni decât alții au încercat permanent să preia puterea, să o concentreze în mâinile lor și să nu-i mai dea drum. Cum se poate face asta la nivelul Uniunii Europene? Prin crearea pârghiilor care transformă Uniunea într-un stat federal de facto. Nu trebuie să recunoaștem de iure. Și de facto, cam acolo suntem. Cei care spunem că suntem împotriva unui astfel de suprastat federal, noi suntem deja împotriva acestui fel de a face politică, care începe să se manifeste tot mai puternic. Care-i replica celor pe care noi vizăm că fac asta? Sunteți anti-europeni. Bă, fraților, eu nu sunt anti-european deloc. Pentru că ar trebui să fiu împotriva mea însă. Eu sunt european prin naștere, prin educație, prin cultură, prin dezvoltarea în acest areal. Nu am cum să fiu împotriva Europei și nu sunt împotriva mea. Ei sunt împotriva Europei pentru că vor să distrugă tot ceea ce face din Europa, Europa. Ce înseamnă Europa? Europa înseamnă leagănul umanității. Civilizația umanității aici a avut cea mai importantă dezvoltare și după aceea a iradiat pe celelalte continente. Sigur, o să-mi spuneți că au fost și civilizații mai vechi. Bun, ok. Eu vreau să vă spun că cea mai înaltă civilizație aici s-a clădit. Pe ce temeiuri s-a clădit? Pe gândirea Elena, pe dreptul și civilizația, să zicem așa, cu un cuvânt mai cuprinzător, romane, și pe credința creștină.
Acestea sunt temeiurile Europei. În momentul în care tu te întorci împotriva lor, te întorci împotriva Europei. Și cum s-au întors? Întâi de toate au relativizat adevărurile filozofice. Le-au acoperit. Asta a fost un antrenament. În al doilea rând, au redefinit drepturile și libertățile. Merg până într-acolo încât vor să impună astăzi ideea de drept la avort. Ce înseamnă asta? Că poți să produci un avort la orice vârstă a fătului, ba chiar și după ce s-a născut. Adică să te dedai la o crimă. Și asta să fie legal. Mai urmăresc un drept. Dreptul de a fi homosexual. Și de a te manifesta ca atare, de a face propagandă pentru asta, de a stâlci mințile tinerilor, de a îi atrage către o astfel de perversiune. Și asta trebuie să fie un drept. Cum au făcut toate lucrurile astea? Spunând despre drepturile naturale, dreptul la viață, dreptul la libertate, dreptul la fericire, toate celelalte drepturi naturale care rezultă din firea noastră umană, care a primit viață de la Creator, de la Dumnezeu. Spun că acestea sunt doar o parte a drepturilor omului. Iată să completăm noi această parte a drepturilor naturale cu alte drepturi ale omului, despre care v-am vorbit. Sunt două exemple, dar sunt mult mai multe. Ei, tot pe aceeași filieră perversă de întoarcere a normalității au făcut lucrurile acestea. Însă nu sunt noi. Ei încearcă de la Revoluția franceză încoace să distrugă normalitatea și să o reconstruiască după propria lor viziune. De aia când l-am auzit pe șeful statului spunând că trebuie să ne acomodăm cu noua normalitate, am știut că el vorbește în siajul acestei gândiri, care are o vechime, după cum vedeți. Această gândire care a dus la crime în masă, care a dus la cel mai mare flagel împotriva umanității numit comunism, care a dus la peste 100 de milioane de victime în toată lumea, la robirea a sute de milioane de oameni și la distrugerea omului în multe privințe. Noi astăzi, în România, tragem ponoasele regimului comunist și astăzi. Și acum. Încă le tragem. Și prin generațiile cele mai mici, care au cele mai mici la vremea schimbării de regim. Pentru că atunci am căpătat anumite tare corpul social românesc, a căpătat anumite tare de care nu poate scăpa. Să nu mai fiți mirați și oripilați de furtul, de jaful național la care s-au dedat cei care au putut să se dedea după 90 până azi. Cei care ne-au distrus industriile, cei care ne-au vândut pe nimic, bogățiile, cei care în continuare vor să mai vândă tot ce mai este în România. Doar pentru binele lor. Să nu fiți mirați. Asta vine dintr-o tară comportamentală căpătată în comunism. În momentul în care s-a desființat proprietatea privată, totul era al tuturor și al nimănui, toți s-au simțit îndreptățiți să fure. Păi dacă statul mi-a luat și nu mă lasă să trăiesc, țăranul de la țară, i-a luat pământul, i-a luat vacile din bătătură, i-a luat plugul din șopron. Dacă i-a luat tot, atunci țăranul trebuia să trăiască. Și a furat. Eu nu vă spun povești, nu vă spun din cărți. Eu am trăit această realitate. Aveam 17 ani la Revoluție, știu. Am muncit la țară, la bunicii mei. Nu vă vorbesc din
dintr-o impresie pe care mi-am făcut-o ascultându-i pe alții. Nu, dintr-o experiență directă. Muncitor. Unde muncea, fura. La șuruburi, șuruburi. La încălțăminte, încălțăminte. La carne, carne. La pâine, pâine. Și se făcea troc. Și nimeni nu considera că este un păcat. Pentru că, într-adevăr, contextul social la asta îl îndemna. Dar după ce a ieșit din acest context, românul nu s-a dezbărat de acest obicei. De aceea, vedeți dumneavoastră, dacă se face un sondaj de opinie și suntem întrebați, sunteți împotriva corupției? 99,9%, poate mai fi acolo 0,1% care spun că nu, dar în rest 99,9% spun că da, suntem împotriva corupției. Ce face aproape fiecare român? Hai să nu spun fiecare român. Când ajunge la o nevoie, ca să grăbească un serviciu de care el trebuie să beneficieze, ca să obțină ceva la care de obicei nu are acces sau nu are dreptul, ca să iasă dintr-un necaz, ce face? Dă șpagă. Oferă mită. Ăsta este un act de corupție. Și are și cui să dea. Că ceilalți primesc. Majoritatea. Deci trăim într-o ipocrizie, fraților, de care nu devenim conștienți, pentru că a devenit o chestiune naturală în timpul comunismului. Nu că înainte nu exista corupție. Haideți să fim bineînțeleși. Dar toate lucrurile negative în acel sistem opresiv s-au accentuat. Sigur că erau turnători și înainte de instaurarea regimului comunist. Dar regimul comunist a transformat oameni obișnuiți care nu s-ar fi gândit să trădeze pe cineva în turnători. Și le-a creat contextul necesar ca ei să-și găsească aparate justificative pentru gestul lor. Să spună, da, dumne, da, într-adevăr am turnat, da, am făcut rău, bine, ăla a făcut pușcărie sau a fost împușcat sau... Dar, uite, n-aveam ce să fac. Am fost silit. A trebuit să-mi salvez pielea. A trebuit să-mi salvez copilul. Trebuie să... Înțelegeți? Cât este de pervers sistemul? Ei, acum, pornim de la acest sistem care se baza pe pârghii, mai ales materiale și pragmatice, și ajungem la un sistem sofisticat, de aceeași sorgintă marxistă, care nu mai folosește biciu, ci doar zăhărel. Eu vreau să faci păcatul și să-ți placă să-l faci. Eu vreau să fii trădător, dar să o faci cu voluptate. Eu vreau să-ți vinzi moșia pe nimic și să fii bucuros că ai făcut-o. Eu vreau să te învăț ca tu să te dezbari de acest drept la proprietate. Ce ne trebuie nouă? Acum, nu mult timp, erau unii de pe la niște partide care spuneau că ar trebui ca în societatea românească nimeni să nu mai aibă nicio proprietate și să trăim de avalma. Fiecare să folosească de lucrurile celuilalt și, bineînțeles, că fiecare să trăiască cum vrea cu ceilalți. Pentru că în mintea lor, una cu cealaltă se împină. De ce? Pe bună dreptate. Pentru că toate au o rădăcină morală. Vedeți bine de ce atacul este dus împotriva tuturor lucrurilor care întăresc fibra morală a națiunii. Unde lovesc cel mai tare? Lovesc în familie. Și în biserică. Unde lovesc destul de tare și cu bune rezultate în ultima vreme? În școală. Ce a făcut cu armata? Care era iarăși o instituție care putea să îți ofere demnitate, putea să te învețe să trăiești drept. Aproape că au desfințat-o. Stâlpii unei societăți normale au fost dinamitați. Ei încă nu s-au prăbușit. Familia, iată, slavă Domnului, mai subzistă. Școala, încă prin dascăl meritorii, mai rezistă. Biserica, slavă Domnului, reușește să mai țină comunități închegate și bine orientate. Armata este poate cea mai șubredă dintre toate la meridian românesc. În alte părți, nu.
În condițiile în care tu nu ai bază economică și nu ai armată, nu ai suveranitate. Și ne aducem aminte de ce am spus mai devreme cu suprastatul federal european. Păi un stat de tipul ăsta nu poate exista atâta vreme cât națiunile sunt suverane. Iar națiunile sunt suverane doar prin statele lor, care sunt forme de organizare politică și administrativă specifice lor și care le slujesc lor, națiunilor. Le-ai luat baza economică, le-ai luat armata, ei șubrezit moral și după aceea îi direcționezi unde vrei. Ăsta este planul. Planul este să fim sclavi, iarăși. Dar de data asta să nu se mai poată naște niciun fel de opoziție, niciun fel de rezistență în timp, ci pur și simplu să acceptăm să fim sclavi. Da. Nu întâmplător lucrurile astea au fost sesizate mai ales de oameni care au trecut prin sistemul dictatorial comunist. Și printre primii a fost Solzhenitsyn. După aceea, tot un rus, Bukovski. Din România au fost mulți care au atras atenția că lupta dintre bine și rău continuă și că ea se duce atât pe teren ideologic, cât și pe teren cultural și pe teren material și legislativ. Unul dintre cei poate mai vocali care au denunțat proiectul Uniunii Europene denaturat de astăzi, ca fiind similar Uniunea Sovietică, a fost părintele Gheorghe Calciu Dumitrescu, pe care eu l-am avut ca îndrumător, să spun așa, spiritual, nu mi-a fost duhovnic, dar de care am fost foarte apropiat și pentru că a fost președintele de onoare al Asociației Rost, pe care o conduc, și pentru că eu am căutat să fiu în preajma foștilor deținuți politici care au trăit cele mai înfiorătoare experiențe în timpul regimului comunist. Și părintele i-a denunțat. Bukovski i-a denunțat. Ei au spus, nu, ăștia sunt anti-europeni. Nu e adevărat ce spun ei. Credeți-ne pe noi. Eu nu pot să cred decât pe cel care spune adevărul. Iar adevărul, v-am spus, este ușor de palpat dacă ai reperele necesare să-l palpezi. Cum devine Uniunea Europeană URSS? Dintr-un proiect gândit de suveraniști creștini. Pentru că Charles de Gaulle nu era un globalist. Și niciunul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene nu avea viziuni globaliste. Schumann era un creștin. Ei au gândit acest proiect ca un spațiu de conlucrare al națiunilor suverane și pe baze creștine. Prin diferite comisii europene, în diferite formule ale Comisiei Europene, acest proiect a fost deturnat prin ideologia neomarxistă, așa cum am spus, prin limitarea până la anulare a suveranităților naționale
Și aici au fost pârghii de toate felurile, de la cele legislative până la cele pecuniare. Italia, astăzi condusă de conservatori, este într-o situație fără ieșire din punct de vedere financiar. Ea este propriu-zisă în faliment. Și mai rezistă doar prin infuzie de capital european. Să vrea Meloni să facă tot ceea ce îndeamnă firea ei conservatoare și nu va putea, pentru că va fi blocată prin această pârghie. Nu asculți, ți-am închis robinetul. Și ești gata. Niciun guvern nu rezistă fără bani. Oamenii când văd că sunt puși în dificultate financiară, se revoltă. De asemenea, prin controlul persoanei, asupra persoanelor. Și aici e mult de dezbătut. Ei au făcut un exercițiu extrem de interesant în timpul pandemiei. Au văzut la ce reacționăm noi, la ce fel de frici și cât suntem dispuși să renunțăm la libertatea noastră pentru o iluzorie siguranță pe care ne-ar oferi o stat. Dar continuă planul. Astăzi, în Uniunea Europeană, în toate statele și la nivelul Comisiei Europene, se încearcă implementarea unui sistem de control al persoanei similar cu cel din China comunistă. Pe credit social. Cu alte cuvinte, fiecare persoană va fi monitorizată printr-o identitate digitală pe care o va avea și se va face un punctaj. Ai trecut pe roșu, ți-am scăzut un punct. Te-ai îmbătat și ai făcut urât în bloc, ți-am mai scăzut 5 puncte. Ai citit o carte pe care eu o consider reacționară, 10 puncte în minus. Te duci la biserică, îți mai tai vreo 20 de puncte. Ai familie și copii, ești un taliban ortodox, cu ghilimele de ridicoare, 100 de puncte. Dau exemple la întâmplare. Ei își fac o listă de criterii, evident. Și în funcție de acele criterii, fac un punctaj pentru fiecare. În funcție de acel punctaj, noi vom avea acces la bunuri și servicii. Vom putea sta în anumite hoteluri, vom putea circula cu anumite mijloace de transport, vom putea ieși sau nu dintr-o țară sau alta. Și așa mai departe. Asta se întâmplă în China, nu este o poveste. Nu e ca și cum este plăsmuirea unei minți bolnave care va rămâne doar la nivel de idee. Este pusă în practică astăzi undeva pe glob. Și ce vrea Uniunea Europeană să facă? Să o pună și în spațiul Uniunii Europene. Nimeni nu o să spună lucrul ăsta. Dar noi vedem. Vin săptămânal comunicări ale Comisiei Europene către Parlamentul României pe care noi trebuie să ne pronunțăm. Și de la măsuri care ar trebui să dea consistență acelui plan de ecologizare a continentului numit Green Deal, până la chestiuni care țin de identitatea digitală, vin tot felul de propuneri. Parlamentele sunt chemate să se pronunțe, să spună dacă sunt de acord sau nu, să propună amendamente, dacă doresc. După care lucrurile se strâng în coș la Bruxelles, se analizează, se face o formă pe care să o accepte toți și se dă o directivă sau un regulament. Credeți dumneavoastră că în afară de conservatori se mai opune cineva unui astfel de plan în parlamentele naționale? Vă spun eu că nu. Vă spun că votează tot ce le vine exact cum li se cere. Nu doar cei din arcul de putere, de exemplu, de la noi, dar și o parte a opoziției. Cei de la USR, care chiar cred că e bine ceea ce fac. La putere nu cred toți că e bine ceea ce fac, dar se vând. Nu știi care e mai rău. Ăla care se vinde sau ăla care e prost. Dar rezultatul e același.
soluția pentru a întoarce statele noastre la normalitate, pentru a întoarce și proiectul european pe făgașul lui natural și pe temeiurile lui așa cum au fost gândite de fondatori, este ca partidele conservatoare din statele Uniunii Europene să câștige mai mult teren, să ajungă la guvernare în statele respective și să poată trimite mai mulți parlamentari în Parlamentul Europei. Dacă se alcătuiește o masă critică sau o majoritate, se pot schimba lucrurile. În cazul unei mase critice, se poate influența politica acestei comisii, indiferent de formula ei, dar într-o oarecare măsură. Iar dacă obținem o majoritate, am putea schimba cu totul comisia și direcția de mers a Uniunii Europene. Este posibil acest lucru? Este posibil. Încă este posibil. De ce? Pentru că popoarele au un instinct de conservare foarte bun, în virtutea căruia au născut anticorpi. Anticorpii ăștia se numesc patrioți, suveraniști, conservatori, cum vreți dumneavoastră. Dar sunt oameni racordați la realitate și la normalitate. Și care de pe aceste baze se opun tuturor tendințelor destructive ale celor care manevrează astăzi Uniunea Europeană. Numai și numai dacă se va întâmpla această schimbare într-un orizont de timp de maximum 10 ani, putem să sperăm la salvare. Dacă nu se întâmplă în maximum 10 ani, poate că e un termen chiar optimist ăsta de 10 ani. Bine ar fi să se schimbe în 2024. Dar nu cred că sunt întrunite elementele de succes pentru asta. Deocamdată. Dar dacă nu se schimbă rapid componența Comisiei Europene și direcția de mers, noi mergem cu pași sigur către autodistrugere. Distrugând popoarele care vor fi în Uniunea Europeană, vom distruge o mare parte a continentului și vom crea un context favorabil pentru ca el să, acest continent, să-și schimbe alcătuirea în straturile mai profunde prin import de alte culturi, de alte civilizații, să zicem așa. Adică, mai simplu spus, se vor deschide granițele Uniunii Europene pentru popularea acestora cu oameni veniți de pe alte continente, cu altă mentalitate, cu altă cultură și care nu se potrivesc cu mentalitatea noastră de europeni, cu credința noastră creștină, care e majoritară încă în Uniunea Europeană și așa mai departe. Ei, și cu asta închei. Vedeți dumneavoastră, tot ce v-am spus până acum se încadrează în propaganda oficială la discurs anti-european. Vă vor spune că eu sunt un anti-european, că vreau răul Europei, că nu înțeleg că toate măsurile pe care ei le vizează, pe care ei le propun, sunt de natură să ajute Europa să prospere, să se dezvolte, să creeze bunăstare. Li se vor părea toate referințele mele la cultura noastră creștină, la tradiția noastră, la specificul nostru, ca fiind desuiete, ba chiar periculoase. Pentru că nu-i așa, stau în calea planurilor de progres. De aceea trebuie să înțelegeți că oricine va ridica în orice colț din lumea asta un steag pe care să scrie Dumnezeu, neam și patrie,
acela va fi terferit, acela va fi marginalizat, acela va fi atacat de mass media, de politicienii din conducerea statelor, de toată lumea. Acela va fi un pericol. Acela este fascistul. Ca exprimare generală pentru răul absolut. Nimeni nu va spune că cei care vor să ne distrugă fibra morală, care vor să ne anuleze suveranitatea noastră ca persoane și ca neam, care vor să ne dilueze specificul național, care vor să distrugă granițele și care vor să instituie controlul absolut asupra persoanei, sunt niște comuniști vopsiți. De ce? Pentru că 80 de ani aproape, 80 de ani, în universitățile din vest, s-a teoretizat binele pe care îl aduce o astfel de orientare și răul pe care îl reprezintă cei care se opun acestei orientări neomarxiste. Este aproape imposibil să-i mai convingi pe majoritatea occidentalilor că lucrurile stau exact invers. Sigur că sub presiunea tot mai pronunțată aceste ideologii se mai trezesc și o parte din ei. Dar o parte dintre aceia care au avut totuși în familie norocul să își păstreze cât de cât, dacă nu credința, măcar respectul pentru credință, pentru Dumnezeu, pentru biserică, care să mai învețe câteva lucruri care țin de moralitatea elementară și care au fost învățați tot în familie, în școală, poate dacă au avut niște profesori mai buni sau în mediile în care s-au mișcat, să gândească cu mintea lor proprie. Dumneavoastră n-ați văzut că în pandemie, oricâte argumente dădeai că e greșit modul în care acționează guvernele, cei mai mulți nu voiau să înțeleagă. Păreau că nu au capacitatea cognitivă să primească aceste argumente. Pur și simplu spuneam, dom'le, nu există așa ceva. Eu cred ce spune guvernul, merg așa. Acum unii dintre ei, care sunt realizatori la televiziune, ies și spun, am fost înșelați. Îmi pare rău că i-am ascultat pe ăștia. Da, dar e târziu și tu te-ai făcut instrumentul lor. Și ai deturnat sute de mii sau poate milioane de oameni de la o concepție sănătoasă la una bolnavă. Și e obligat să accepte lucruri inacceptabile. De la închiderea în casă până la vaccinarea obligatorie. Nu te mustră deloc conștiința? Nu ar trebui să faci penitență? Nu ar trebui cumva să dispari din viața publică pentru asta? Ba, cred că da. Concluzionez. Uniunea Europeană trebuie să existe? Da. Categoric. Sunt multe avantaje ale acestui proiect. Noi, România, trebuie să fim în acest proiect. Noi avem o șansă suplimentară fiind în acest proiect. Dar Uniunea Europeană trebuie să funcționeze pe mai departe așa? Nu. Nu așa trebuie să funcționeze. Nu. Nu așa a fost gândită. Nu, menirea ei nu este să aglutineze ideologic continentul și să uniformizeze națiunile. Să le supună și să le transforme într-o masă de sclavi. Pot fi schimbate lucrurile? Da, pot fi schimbate. În puterea cui stă asta? În puterea noastră. Ei bine, dragi prieteni, eu v-am spus cu accente poate mai pronunțate, mai îngroșate,
cu exemple dintre cele mai felurite, din diferite domenii, lucruri pe care nu le susțin doar eu. Le susțin toți cei care gândesc pe coordonatele sănătoase ale conservatorismului, care conservatorism înseamnă, de fapt, normalitate. Și veți găsi în această carte, de la care am pornit, argumente mult mai multe decât am putut eu să redau astăzi aici. Unele dintre ele poate mai puternice, rostite de voci mai autorizate decât a mea, de lideri politici ale altor partide din... Iertați-mă, sunt foarte obosit, cred că se vede lucrul ăsta, dar nu e o scuză pentru faptul că mai ratez din cuvintele pe care vreau să le rostesc. Este doar o explicație. Deci, lideri ai unor partide europene conservatoare, gânditori conservatori din Europa și din România, directori de opinie de orientare conservatoare. Aici o să vedeți o mulțime de nume care înseamnă ceva și pentru societatea românească, și pentru Uniunea Europeană, și pentru Europa în ansamblu, care susțin același lucru pe care l-am susținut și eu. În toată această mică predoarie pe care am făcut-o pentru nimic altceva decât pentru întoarcerea la normalitate. Vă mulțumesc! Și... Și, desigur, sunt foarte nerăbdător să răspund întrebărilor, dacă aveți, sau provocărilor, dacă vreți să le lansați, pentru că sunt convins că sunt multe lucruri de clarificat pe care, într-o expunere, oricât ar fi ea de bine articulată, nu le poți epuiza. Sunt chiar interesat dacă aveți nelămuriri sau aveți lucruri care vi s-au părut exagerate din partea mea și să mi le spuneți. Poate că sunt și reale și haideți să le îndepărtăm atunci. Cine se încumetă să spargă gheața? Vă rog. Vreau să întreb. Mi-ați prezentat foarte frumos despre Europa și felul cum suntem noi prezenți în Europa. Ar fi trebuit să pun mai multe întrebări, dar una singură pentru că ce trebuie. Da, să știți că rezist la întrebări mai bine decât la propria mea expunere. Cine a ales pe acei șefi europeni să lupte împotriva europenilor? Dar asta rămâne, poate ne colateral ne și răspunde. Întrebarea care doar este, de ce noi românii luăm mereu model Europa și ne uităm la ea? Că întotdeauna în Europa am fost la una a doua și o să fim mereu la una a doua, mai posibil să trecem pe locul 3. Mai mult de colonie nu vom fi niciodată. De 2000 de ani a fost provincie și tot așa rămâne. Moral și spiritual Europa e cam terminată, cel puțin acum. Niciodată n-a strălucit. De ce lungăm model acest model? Când istoria și tradiția noastră, cultura, spiritualitatea sunt mult superioare. De ce nu ne uităm la noi? Asta e întrebarea generală. Am mai și una mai mică. Vă rog. Dacă am ieșit din Europa, n-am ajutat-o mai mult? Să-și revină? Că nu putem ieși geopolitic. Dar măcar să tentăm politic că ieșim, ca să trezească. Că dacă stăm în coada ei, o să ne înțepe, o să ne sugă toate și ei pentru ei suntem... Și mai este un lucru, să știți. Asta vă spun că sunt creștini. O întrebare. Europa suportă blestemul coloniilor. N-ar trebui să lăsăm trași. Miliarde de oameni au suspinat și au plâns. Și nu au murit degeaba. Niște lacrimi trebuie plătite. Asta o știți mai bine decât mine, că sunteți preot, da. Mulțumesc. Haideți să luăm mai multe întrebări și atunci și răspund la fiecare. Da, spuneți și mie asta. Domnului. Dar nu răspundeți, dacă vreți să puneți o întrebare. Că răspund eu. Am răspunsurile la mine, să știți. Okay. Chiar dacă nu-mi par așa, dar am de pe aici, pe aici. Așa. Vreau să
pomenit de pandemie. Credeți că a fost o pandemie sau o plandemie? Fiindcă multe persoane... A fost o plandemie, pe scurt, da. Nu că nu a existat virusul, să înțelegem. Deci virusul a fost creat în laborator, i s-a dat drumul cu program și a fost folosit pentru un plan mai mare. Planul acesta, din punctul meu de vedere, este un plan de supunere. Au vrut să vadă până unde pot să întindă coarda fără să pleznească, dar să ne supună. Despre asta e vorba. Altfel nu poți să înțelegi cum s-au aliniat toți la același gen de măsuri și măsuri care în mod categoric nu au făcut bine, au făcut rău. Acum recunosc și ei. Recunosc. Autorități medicale, autorități politice recunosc că au greșit. Că n-a fost bine ce au făcut. Și aș mai aduce doar mică completare la ce am spus. Pe un site oficial al Uniunii Europene, încă din 2013, este scris că se vor fi două proiecte emblematice pentru Uniune, cărora se vor aloca o sumă destul de mare, câte 1 miliard de euro fiecare, fiecare proiect. Da. Un proiect oxidul de grafen, iar alt proiect creierul uman. Și scriu acolo că se va crea cea mai mare platformă experimentală din lume. S-a descoperit, au descoperit niște medici din Spania, că în vaccinurile acestea anticovid, în proporție destul de mare, este oxid de grafen. Pe de altă parte, toți peste tot spun 5G, 5G, 6G și alte lucruri. Vedeți o legătură între ele? Nu m-aș lansa în speculația asta pentru că nu stăpânesc subiectul. Nu știu. Dacă se fac experimente medicale, dacă ce e cert este că acel ser nu a fost un vaccin, pentru că nu a ajutat deloc. Urmează să vedem cât de dăunător a fost, ce anume a conținut și dacă provoacă sau nu boli. Asta este o chestiune de cercetat. Nu mă pot pronunța eu în ea, dar e clar că n-a ajutat. Asta se vede deja. Nu a oprit boala. Vaccinul oprește boala. Doi, toate măsurile care au fost asociate acestei campanii de combatere chipurile a virusului au fost împotriva libertății. De orice fel. Și pentru supunere prin frică. Asta este clar. Ce pot să observ eu ca unul dintre oamenii care au cumva exercițiul ăsta al observării societății prin natura meseriei și prin reflexele pe care le-am căpătat în activitatea civică. Zeci de ani. Dar mai departe nu aș merge pentru că ar fi să speculez și nu știu dacă e ok și nici nu știu dacă e bine ca noi să dăm frâul liber imaginației atunci când vine vorba de câte o astfel de conspirație, care de fapt e conspirație, e o conspirație împotriva oamenilor, da? Pentru că atunci s-ar putea să le slujim și mai bine planurile. Știți care este efectul cel mai grav pe care îl poți obține? Este acela al înfricoșării absolute. Să zic, bă, oricum nu se mai poate face absolut nimic. Oricum ăștia dețin controlul. Ăștia au puterea să facă orice vor. Și atunci trebuie să rămâi încremenit și să vezi cum scapi cumva să poți să faci și tu să trăiești. Dar fără să-i deranjezi. Asta este exact cum se vorbește despre puterea unor organizații secrete, despre serviciile secrete. Dumnezeu, nimeni nu e atot puternic aici, numai Dumnezeu. Dacă noi credem în Dumnezeu, credem că avem și salvare. Și ceilalți nu sunt atot puternici asupra noastră. Că ne paralizează altfel gândul și rămânem fără să mai avem nicio reacție. Bun. O întrebare doar. Vă rog, părinte, da. Vreau să vă întreb, iertați-mă. Spuneți. Vreau să vă întreb, cum vedeți noastră, ca și partid și noi, parlamentar, viitorul bisericii, a bisericii noastre ortodoxe în Europa a viitorului, pun întrebarea în contextul în care vedeți acești intelectuali îmbrasați, rafinați, aduși la un nu știu ce grad de perfecțiune intelectuală, spun că putem foarte bine să ne unim în Paștele Catolic, fără ca să există niciun impediment. Bine, asta e cea mai mică chestie pe care au spus-o. Asta e cea mai mică. Da. O să ajunge până acolo când se face explicații la Esfigmenul, care ne vrea să primească pe patriarh
știm că este un ecumenist, au scris ortodoxie sau moarte, pe orice. Bun, am înțeles. Iar cei de la Scara, știți bine, care au chestii foarte mari, fără niciun fel de semn de punctuație și fără dispersiune de trei fraze. Nu vrem UE, poate voi. Da. Bun. Înțeleg ce spuneți și da, e o preocupare pentru fiecare creștin, probabil. Voiați să puneți o întrebare? Bun. Hai să răspund la întrebările pe care le-am notat aici, în ordine inversă, dacă tot. Viitorul Bisericii. Viitorul Bisericii este cel pe care noi creștinii îl dăm. Dacă noi ne prestăm credința, Biserica, ca instituție divină umană, va avea un viitor. Dacă nu, nu va avea niciun viitor. Acum, păi nu va avea niciun viitor în sensul în care biserica, sigur că nu va putea fi desființată nici de porțile iadului, dar asta va însemna că va fi o turmă din ce în ce mai mică, din ce în ce mai prigonită, până la ceasul celei de-a doua venit. La asta mă refer. Un viitor înfloritor, dominator, așa cum a avut secole de rând, s-ar putea să nu mai aibă dacă noi nu avem forța sufletească să ducem, să creăm acest viitor. Atâta vreme cât noi vom lua toate chestiunile de adaptare la noua normalitate, ca să rămân în subiect, fără rest, fără să ne punem întrebări, mizând pe faptul că lasă că totul e bine. Nu contează dacă ne abatem de la tradiție, nu contează dacă ne abatem de la cuvântul lui Dumnezeu, nu contează dacă ne abatem de la ceea ce ne-au învățat părinții noștri, dacă ne abatem de la ceea ce a fost apărat cu sângele străbunilor noștri, atunci gata, nu o să mai fie niciun fel de viitor din punctul ăsta de vedere. Dar sigur că noi avem un optimism eschatologic. Nu? Vine Hristos Domnul, judecă și se împart apele. Bun. Acum, revenind la întrebările puse de părintele. Cine a ales? Vă spun eu cine a ales. În Comisia Europeană sunt aleși comisarii la propunerea și susținerea șefilor de state și de guverne. Cine a ales pe șefii de state și de guverne? Păi, în general, sunt aleși de două mari forțe. Una dependentă de cealaltă. Prima, plutocrația și a doua, mass media. Plutocrația este un soi de mafie, ca să fiu mai explicit. Un soi de mafie alcătuită din oameni din organizații secrete, oameni din administrația de stat, oameni din serviciile de informații și, mai la vedere, oameni de afaceri. Care se împart în mai multe categorii, unii dintre ei fiind infractori. Infractori sunt și unii dintre oameni de stat. Nu-i problema. Dar asta e plutocrația. E un sistem de dominare care, da, are această putere de a pune guverne, de a pune președinți. Să nu credeți dumneavoastră că în România tot ce s-a dat pe degeaba sau la preț de nimic a fost altceva decât un efect al puterii acestei plutocrații, care și-a crescut puterea cu toate resursele astea preluate și a crescut-o și mai mult și mai mult și mai mult. De asta a te lupta cu ei, a fi în opoziție față de ei, este aproape un act sinucigaș. Dar, ca să ne întoarcem la Cartea Sfântă, noi știm că și Goliat a putut fi învins. Și avem nădejde că acolo unde omul se străduiește, Dumnezeu împlinește. Atât. Până când nu vom schimba conducerile de bandiți la nivelul statelor, nu vor dispărea nici comisarii sovietici din Comisia Europeană. Simplu. Și dacă ei nu vor dispărea,
proiectul va merge într-o direcție autodestructivă până la capăt. De ce ați spus dumneavoastră, de ce ne uităm la Europa? Păi, nu ne uităm la Europa. Ne uităm la noi înșine. Am spus la începutul discursului meu, noi suntem europeni. Europa este alcătuită și din tradiția noastră, din istoria noastră, din lucrurile, din creațiile noastre, din cultura noastră. Europa suntem și noi. Noi nu suntem în afară și ne raportăm la ei ca la fiind un tărâm al fericirii către care noi mergem. Nici măcar în privința Uniunii Europene nu ne referim la asta. Noi avem elemente comune cu toate celelalte culturi. Avem pe dedesubt o țesătură de tradiție comună. Că vrem să o recunoaștem sau nu, că unii o cultivă, că alții nu mai cultivă, nu contează. Dar am spus ce stă la baza civilizației europene și rămâne la baza civilizației europene. Dacă noi vrem să ne tăiem rădăcinile, să spunem, noi nu mai avem rădăcini. Gata, uite, noi suntem fără rădăcini. Putem să ne gândim că ne-am născut fără rădăcini. Da, sigur, orice ne este îngăduit. Numai că nu reprezintă realitatea și nu vom face decât să ne distrugem. Pentru că neavând rădăcini, trunchiul nu o să mai fie alimentat cu nimic. Și în cele din urmă o să usuce și o să cadă. Și pe locul lui, ce se va ridica? O nouă civilizație formată din alte populații, cu altă cultură, cu altă apucătură, cu altă culoare, nu contează. Bag seama că există și asta în plan. Să cam fim înlocuiți. De-aia noi trebuie să ne ținem cu dinții de calitatea noastră de europeni. Și nu ne uităm la ei, ne uităm la noi înșine încă o dată. Eu nu mă simt deloc inferior francezului sau germanului sau englezului, nu mă simt. Cum nici nu mă simt superior, dar mă simt egal. Cel puțin egal. Dacă mă uit un pic în istoria mea, poate că am și motive să mă simt mândru. Da, mândria este un păcat. Hai să nu cultivăm prea mult. Bun. Dacă nu ar fi mai bine și pentru Uniunea Europeană și pentru noi să ieșim din Uniune? Nu. Nu ar fi mai bine. Dacă era asta o soluție, nu intram în Uniunea Europeană. Eu nu am fost un fan al aderării la Uniunea Europeană, dar am înțeles necesitatea. Eram într-o situație atât de gravă din punct de vedere economic și social, încât nu există altă șansă. Și aduceți-vă aminte de faptul că noi avem 6 milioane de români care sunt peste granițe în Uniunea Europeană. Muncesc acolo, trăiesc acolo, învață acolo, își cresc copiii acolo. Alimentează țara asta cu miliarde de euro prin munca lor și tot speră că vor fi condițiile necesare să se poată întoarce aici, măcar o parte dintre ei, măcar ei la bătrânețe, măcar câțiva dintre urmașii lor. A ne despărți de Uniunea Europeană ar însemna să-i abandonăm pe acești frații noștri și să creăm o ruptură îngrozitoare. A ne despărți de Uniunea Europeană ar însemna să rămânem în voia sorții cu totul. Noi nu suntem astăzi capabili să ne exercităm, să fim sinceri, cu adevărat suveranitatea. V-am spus de ce. Nu avem baza economică și nu avem armată. Și nici măcar nu mai avem sistemul de relații internaționale pe care îl aveam înainte. Noi eram arbitru în Orientul Mijlociu, aveam relații excelente cu unele dintre marile puteri, eram acceptați și de alte mari puteri? Astăzi, unde suntem? Am optat pentru un anumit sistem, ne-am integrat acolo, a ieșit din el, înseamnă să ne expunem total riscurilor. Nu putem face lucrul ăsta astăzi. Putem gândi o politică pe termen lung, care să însemne o creștere a importanței noastre în Uniunea Europeană,
o recunoaștere a cuvântului nostru pe care îl avem acolo, să ne slujim mai bine interesul național acolo și la o adică să ne creăm pârghiile prin care să devenim și independenți dacă nu ne mai convine ceva? Da, asta poate să fie o politică pe termen lung. Dar nu acum, peste un an, nu peste 10. Pe termen lung. Vedeți, dumneavoastră, Marea Britanie este un imperiu. În primul rând, un imperiu financiar. Și despărțirea de Uniune a fost foarte grea. Și cât de negociată și încă este cu nu știu câte ancore legată de Uniunea Europeană. Și e greu. România nu este Marea Britanie, din păcate. Adică nu are forța ei. România s-ar face praf atunci când ar vrea să iasă din Uniunea Europeană. Așa că cei care vă spun raw exit și toate prostiile astea, ăia nu sunt pentru România. Ori sunt împotriva României, ori sunt decerebrați. Din două una. E praf și pulbere, că praf suntem acum, dar și pulbere. Nu suntem chiar praf, pentru că una peste alta, dacă noi am ști să folosim și să accesăm fondurile europene, ne-am putea dezvolta mai mult din punct de vedere material. Dacă am avea oameni de stat care să negocieze poziția noastră, am avea mai mare influență în organismele europene. Am putea să ne apărăm mai bine resursele noastre, să le folosim mai bine în interesul nostru. Lucrurile astea sunt posibile. Nu vă spun o poveste. Exemple. Ungaria, Polonia. Și chiar și la noi în țară sunt câteva în țară care au făcut treabă bună. Nu, eu mă refer la această atitudine de verticalitate pe care trebuie să o aibă statul român în relație cu fiecare partener din Uniunea Europeană și din afară Uniunea Europeană. Vă rog. Mulțumesc, sper să fi fost de folos. Acum, o întrebare. Cred că în partea să răspund la totuși așa, o nelămurire. Și așa ar fi formulat așa. Ce soluții recomandați și ar exista la actualitatea în mediul academic și creșterea pe toți sociale ca proiectul european pe care ați povestit acum, să nu se îndrepte spre colaps. Ați dat exemple foarte bine cu suveraniștii, cu partidele naționale și mai ales să nu se îndrepte către o instaurare a unei dictaturi. Ca pe asta se duce la dictaturi feroce supra statul european masonic. Da, da, haideți să răspund la asta ca să păstrez firul gândirii. Acum haideți și cu asta cu masoneria. E o jucărie, cel puțin la nivelul României, e chiar o jucărie. Păi, eu mi-am dat seama că masoneria nu mai reprezintă aproape nimic când am aflat că Fulgerică de la Bragadiru este mason. Șef. Nu poți. Deci, nu, ce seriozitate e asta? Unu, doi. Am avut un coleg la un ziar care mi-a mărturisit la un ceas din ăsta mai înaintat în noapte, la care aveam niște libații extraordinare. Mi-a mărturisit că e mason și că este mare maestru. El avea 29 de ani. Cum să fii, mă, mare maestru masonic la 29 de ani? Ce aia? Ce seriozitate e a unei organizații de tipul ăsta. Da? În fine, când l-am mai văzut că este purtător de cuvânt al Marei Loji Naționale pe Oreste, dezastru a fost desăvârșit. Deci mi-am dat seama că nu, asta este o păcări, o jucărie de copii, gata. Cândva masonerie a fost puternică. Deasupra masoneriei sunt alte structuri mult mai importante. Ah, sigur că sunt oameni care sunt și în servicii, și în politică, și în masonerie. Și ei se întâlnesc și pun la cale tot felul de chestii. Asta da. Dar nu pentru că primesc un ordin de la nu știu ce mare ștab mason, ci pentru interesele lor meschine. Își fac tot felul de prostii, afaceri ticăloase, tot felul de privilegii pentru apropiați. Chestii din astea. Să nu credeți că au mari plan. Înainte, da, aveau mari planuri. Au fost în stare să destructureze niște imperii. Au fost. Astăzi, eu cred că nu. Poate în altă parte. Poate în România și în altă parte. Nu știu. Dar România îți de râs.
Suntem câțiva masoni în sală și vă putem contrazice rău de tot. Da, bine, dacă sunteți masoni în, țară, în sală și mă contraziceți, că iar aș vrea să aud. Bun. Din punctul ăsta de vedere, întrebarea dumneavoastră era legată de masonerie, dar soluțiile la... Să nu fie dictatură, da? Asta. Păi, da, eu v-am spus care sunt în opinia mea. Soluția este ca oamenii normali, care apără normalitatea, să ajungă la pârghiile de putere. Foarte scurt spus. Întâi în fiecare stat component al Uniunii Europene și apoi la vârful Uniunii Europene. Altfel, nu avem cum să facem niciun fel de schimbare. Dacă nu avem pârghiile de putere, ce să facem? Dumneavoastră nu vedeți că perorăm așa în neștire și nu se întâmplă nimic? Ne opunem? Da, uneori, opoziția, dacă este și vocală și susținută și în Parlament și în stradă, are sorți de izbândă. Dar uneori, asta s-a întâmplat cu certificatul de vaccinare la locul de muncă. Da, s-a oprit. Nu pentru că am avut noi numărul necesar în Parlament, ci pentru că oamenii au ieșit în stradă și au susținut ceea ce noi susțineam în Parlament. Și le-a fost frică celor de la putere că revolta e prea mare. Nu de noi le-a fost frică, ci de popor le-a fost frică, evident. Dar poporul avea un reprezentant acolo care vota. Și se vedea diferența. Că dacă toți ar fi fost la fel și votau toți la fel, poporul pe cine se mai zbată? Și pe cine se mai bizuie? N-ar mai fi avut, cred, reacție. Și a fi spus, cum spune românul de obicei, las că fentăm istoria și de data asta. Nu o fentau. Ajungeam toți să prezentăm ăla de vaccinare ca să intrăm la locul de muncă. Da, dumneavoastră vreau să, da. Eu vreau să vă... Stați un pic, doamne, eu pierd. Da, doamna. Să presupunem că în cei maxim 10 ani, da, care ați menționat, la conducerea Uniunii Europene vor ajunge cei cu ideologie conservatoare, naționalistă, în majoritate. Credeți că vor fi lăsați să conducă conform ideologiei lor? Păi dacă sunt șefi. Păi și dacă... Consider că Uniunea este condusă de Uniune sau de locomotiva Uniunii Germane. Și dumneavoastră aveți dreptate parțial, în sensul în care, da, astăzi Uniunea Europeană este manevrată de Washington, e adevărat. Dar e manevrată tot prin pârghii ideologice, nu atât pe pârghii financiare. Pentru că Statele Unite ale Americii sunt ele însele într-o mare dificultate financiară, sunt datoare la China. Și războiul care se desfășoară lângă noi și toate celelalte convulsii din lume sunt pricinuite de aceste dezechilibre între marile puteri. Unii n-au bani, unii trebuie să acopere incompetența administrativă, alții trebuie să facă rost de bani, că războiul este și o sursă de bani pentru unii. America face bani cu războiul ăsta, livrează arme și Uniunea Europeană le plătește. E o problemă. Dar pârghile sunt mai degrabă de natură ideologică, pârghile de control. Pentru că altminte nu au cu ce să șantajeze Uniunea Europeană. Ați pomenit de Germania. Germania este conectată și cu China, este conectată și cu Rusia. Germania nu a aplicat toate sancțiunile față de Rusia, a beneficiat de niște contracte cu Rusia și cred că mai beneficiază și azi. N-am auzit-o așa de vocală în povestea asta cu războiul din Ucraina. Germania știe să-și apere interesul ei. Și Germania are tiparnița de bani europeni. Acolo e. Eu și asta o problemă. Nu cred că America are un ascendent neapărat asupra Germaniei. Dacă ea ar fi să controleze Germania, ar fi să controleze Uniunea Europeană. Dar și Germania este controlată astăzi de niște agenți ai neomarxismului. Nu sunt alții. Și Uniunea de cine e condusă? Oare? Tot de o nemțoaică din asta de... Culmea, m-am a patru copii, părea că e... că are o bună orientare, dar vezi că te înșeli. Ea a fost crescută special, i s-a creat profilul și ne-a fost pus în față.
Da. Vă rog, dumneavoastră. Eu am o mică întrebare și în același timp... Un răspuns. Un enunț, e o temă pe care mă frământă de mulți ani de zile și pe care vă expun și sub formă de întrebare. Dacă nu cumva tot ce ni se întâmplă în ultimii, hai să zicem, 30, pentru noi, 30 și ceva de ani, dar poate în ultimii 50-100 de ani pentru întreaga planetă, nu ne referim doar la Europa, este doar rodul pur și simplu a evoluției noastre, îmi permit să spun chiar la nivel personal, a fiecărui individ. De ce? Ne-am erijat și ne susținem de multe ori, câteodată chiar cu titlul onorific, creștinătate. Suntem creștini. Și eu vă întreb, enunțată de Mântuitor, care e cea mai mare poruncă a creștinătății? Să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Dacă te iubești pe tine. Te iubești. Și mă uit în jur, bine, nu facem filozofie abstractă. Eu vreau serios. Și eu. Putem să glumim. Dragilor, eu de zeci de ani rar mi se întâmplă, sau mie de zeci de ani rar mi se întâmplă să găsesc pe cineva care să-și iubească aproapele ca pe sine însuși. Mă uit cu îngrijorare, mă uit cu teamă, mă uit cu... Am momente în care sunt oripilat. Noi te iubim, băiță. Nu vă mai spun că însuși, îmi cer scuze, dar asta este, o permis să spun, însuși reprezentanți de seamă ai bisericii, își permit să nu mai aibă niciun fel de dragoste pentru nimeni din jurul lor. În afară de micile lor și măruntele lor interese personale. Bun, am înțeles. Și atunci vă întreb, nu cumva, tot ce ni se întâmplă, războaiele, foametea, cutremurile până la urmă, tot ce ni se întâmplă este de fapt, nu știu dacă să zic cu scuzele de rigoare, nu cu scuzele de rigoare, este mâna Domnului care ne dă ce merităm. Nu scrie nicăieri, nici în Biblie, nicăieri în text sfânt că vom avea întotdeauna de la Dumnezeu numai bune și nemeritate. Indiferent că tu ești puturos, că ești lichiat, că ești mincinos, că ești trădător, tu o să ai bine și o să-ți fie frumos. Fraților, nu cred așa. Eu nu cred că Dumnezeu este absurd. Nu? Da. Și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum? Și noi iertăm greșiților noștri. Păi mai iertăm noi pe cineva? Nu. Păi cine mai iertăm? Noi? La ora asta? Fraților, mulți dintre voi care sunt, mulți dintre voi care sunteți... Da, am înțeles. Domn băiețel, am înțeles. Dați-mi voie să răspund. Întrebarea e chiar foarte serioasă și... Răspunsul, eu cred că e tema esențială a... Răspunsul este foarte serios. Chiar dacă eu am încercat o glumă, răspunsul e foarte serios. Nu, era glumă. Era pe bun... Nu, eu. Are un sens. Liniștiți-vă un pic ca să înțelegeți ce spun, că văd că v-ați înfermătat un pic. Da, ce scuze. Povestea e foarte simplă. Da, aveți dreptate. În ce sens? Tot ce suferim noi astăzi este rezultatul lipsei de iubire. Asta e indubitabil. Nu doar lipsei de iubire de aproape, lipsei de iubire în general. Și da, rămân la răspunsul pe care vi l-am livrat în glumă, dar nu e o glumă, în primul rând nu ne iubim pe noi. Că dacă te iubești pe tine, ce faci? Îți tratezi corpul în care trăiești ca pe templu, că așa te învață. Dacă te iubești pe tine, ce faci? Încerci să salvezi sufletul și deci faci cele poruncite de Dumnezeu. Dacă te iubești pe tine, ce faci? Încerci să te îmbunătățești toată viața. Câți dintre noi facem lucrul ăsta? Câți o facem cu program? Dacă noi pe noi nu ne iubim, pe celălalt cum să-l iubim? N-avem cum să-l iubim. Și ați mai spus de bine și de mai binele pe care noi îl dorim. Da, întotdeauna noi urmărim să ne fie nouă bine, mai bine. Niciodată să fim noi buni, mai buni. Dacă am urmărit să fim buni și să nu ne fie bine, binele ne-ar veni la pachet. Când ești bun, vine și bine după tine. Dar noi, greșit, acționăm invers. Vrem binele și după aia las că o să fim noi buni. Bă, când o să fiu eu bogat,
iasă scenariul. Când o să fiu bogat, când o să câștig eu la loto, o să iau și o dau și lui ăla și lui ăla. Nu. Dar nu spui niciodată, bă, eu, uite, nu am după ce să beau apă, dar ce mai am? O haină și o bucată de pâine, o dau ăla de lângă mine. Că eu sunt bun și vreau să fiu bun. Și îmi cultiv această bunătate. Cu toate riscurile și cu toate cu toată jefa. Ei, nu facem asta. De ce nu facem asta? Întâi de toate pentru că trăim într-o cultură a competiției. Să știți că lucrul ăsta, așa ca într-o paranteză, se întâmplă și în politică. Eu le-am spus colegilor mei și cred că s-au uitat la mine un pic ca la un ciudat. La început, după ce m-au învățat, au știut că sunt ciudat. Nu m-au mai bănuit. Așa. Dar le-am spus lucrul ăsta. Măi, nu urmăriți să aveți voi o poziție în partid, să vă alegeți voi într-o demnitate publică, să fiți voi mai vizibil decât alții, să aveți voi nu știu ce privilegii. Nu urmăriți asta. Urmăriți să faceți bine. Să dovediți prin comportamentul vostru că sunteți altfel. Să cultivați adevărul, frumosul, valorile fundamentale. Și după aceea, binele pentru voi va veni. În mod categoric, veți avea și poziții, veți avea și bani, veți avea și privilegii, dar nu trebuie să urmăriți asta. Dar și să nu vă... Impostura de șef, îmi spuneți. Și să nu... A, să vă spun și cu șeful, cum e, ce înseamnă șef, adevărat. Și atunci toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Învățăm epistola antică de Corinteni, partea finală, că altfel n-avem. Da. Și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Dar dacă voi urmăriți invers, sigur veți rata. În primul rând că veți intra în conflicte, veți fi frustrați, veți fi dezamăgiți, în cele din urmă veți abandona lupta. Ori suntem chemați la o cauză și o îmbrățișăm ca niște soldați ai cauzei, ori suntem chemați să ne chivernisim, să ne îmbogățim și atunci suntem sortiți pe ei de tot. Apropo de șef, bine că mi-a ridicat mingea la fireu, da? Știți ce mi-a spus mie cineva? Prieten altfel, din America, zilele trecute, care nici mai mult, nici mai puțin îmi solicita ca soția lui să fie pusă pe o listă în față de aleși. Și zic, bă, așa ceva nu faci. Ce a făcut soția ta pentru cauză? Tu însuți ce ai făcut pentru cauză? A, păi cum poți să pui problema așa, că ne ajutăm un... Băi, și da, ție-ți e ușor să vorbești acum, pentru că tu ești senator, tu ai consilieri, tu ai fonduri. Da? Dragul meu, eu nu am urmărit chestia asta. Lasă că tot ce ți imaginezi tu că înseamnă această postură este mult umflat și gonflat prin percepția deformată creată de presă. Dar află de la mine un lucru. Eu ce fac astăzi, făceam și în 2020 și în 2019 când am creat partidul cu care am intrat în Parlament. Cum făceam? În timp ce îmi făceam o slujba mea, aveam grijă de o familie, și făceam și alte lucruri pentru societate, prin organizațiile civice în care activam. Dar până în 2019, când am intrat și eu și am făcut acest partid, când am fondat partidul ăsta, eu nu m-am gândit o clipă să parvin politic. Nici nu m-am gândit că o să fac politică vreodată, reală. Politică facem toți, dar nu ne dăm seama. Bun, dar politică partinică. Și 25 de ani am lucrat în societate civilă încercând să îmbunătățesc lucrurile, să le schimb în bine de la nivelul meu, de la firul ierbii. Și am zis, bă, dacă eu fac și mai facem unul lângă mine și încă unul și încă unul, în cea de urmă toată lumea se va îmbunătăți. Pe banii mei, pe energia mea, pe sănătatea mea, puțină lume știe asta. Lucruri. Eu vă spun lucrul ăsta și dumneavoastră să spuneți, unei poate mă cunoașteți și spuneți, bă, da, are dreptate că știu eu. Că am văzut ce a făcut. Alții spune, da. Da, de unde știu eu că e adevărat? Da, puteți să căutați, că viața mea e transparentă, internetul încă funcționează, nu ne l-au tăiat ăștia și puteți vedea ce am făcut eu înainte. Cât, măcar de când există internet.
Eu sunt din 95 pe baricadele astea, dragi frați. Eu din 95 sunt. Eram un copil. De ce? Pentru că niște foști pușcăriași politici mi-au deschis ochii. I-am cunoscut, mi-au deschis inima întâi și după aia mi-au deschis și ochii. Că inima e în corespondență. Așa. Asta s-a întâmplat. Și mi-au salvat viața. Pentru că eu, altminteri, aș fi avut o viață probabil greșit orientată. Spre competiție. Spre a fi mai bine și nu a fi mai bun. Da? Da, revin la întrebarea dumneavoastră, aveți mare dreptate. Asta este cauza tuturor relelor. Am ținut o conferință întreagă despre, fără să vreau, colegii mei de partid au organizat o manifestare politică și s-au trezit cu mine la tribună și eu am început să le vorbesc despre dragoste. Întâi rumoare în sală, ce aici, unde am nimerit, am greșit sala. După care au început să se liniștească, au început să primească și la sfârșit erau, wow, de ce? Pentru că, de fapt, le-am spus niște lucruri care erau în ei, pe care le știau și pe care le-au redescoperit, că nu le vizitau ei niciodată, cămările alea le închiseseră bine să nu mai știe de ele. Și mie deschid aceste perspective oameni care sunt mai buni, care caută să fie mai buni, nu care caută să le fie mai bine. Oameni înduhovniciți, oameni cu un grad de cultură înalt, care nu fac caz de personalitatea lor. Mulți dintre ei nu vorbesc public. Dar care, dacă sunt căutați, te pot salva. Cred că asta este și soluția, ca să o indic, să avem în grijă să ne ducem, atâta cât mai avem, la oamenii care pot să ne învețe să facem bine și să nu urmărim să ne fie nouă mai bine. Asta cred că e soluția. Și ca o foarte mică paranteză îmi permit, pentru că ieri nu mi-a permis să iau cuvântul, era multe lume cu dorință de a și spune punctele de vedere și... Las că vă luați revanșa astăzi, spuneți. Nu, aici era o foarte glumesc, mică... iertați-mă, trebuie să și glumim un pic. Că la viața fără glumă este beznă. Așa. Nu, aici mi-aș permite totuși, fac o paranteză. Vă rog. M-am uitat prin programul, mă uit de multe vreme programul partidului. Gândiți-vă la ceva esențial. Deci sunt o grămadă de lucruri acolo care nu au nicio valoare, nu au nicio, toate, și PSD-ul, și PNL-ul, și toate partidele, promite, dăm salarii, dăm mărim. Lăsați-le baltă, puneți-vă ce-am vorbit acum. Educația și sănătate pe primul plan. Restul vă promitem că dacă vom munci cu toții și vom face treabă, domn băiețel, ați urmărit, lansarea programului la București pe online? Nu. Ei, dacă ați fi urmărit, ați fi văzut că acest îndemn al dumneavoastră, sigur, foarte bun de admiteri, deja a fost urmat înainte de a-l fi dat. Pentru că eu am vorbit despre temeirile întoarcerii la normalitate și dezvoltării deci sănătatea și educația. Lumea are așa de mare nevoie de niște politicieni, adevărat, îmi permis să spun cu toată responsabilitatea, niște politicieni, sunt rari, sunt puțini, poate numai unul, nu știu, în momentul ăsta. Mai sunt vreo doi, vă spun eu. Dar important este că singur, frate, Mântuitorul a fost singur până la urmă, da? Și a întors lumea asta pe dos. Avem nevoie de esențelor. Deci așa nu e. Să promitem salariu, dăm case ieftine de pomană la familii cu patru copii, cădem în extrem mai lat, cum adică numai țigani au patru copii, dăm casă numai țigani și prostii lăs, dăm 5.000 de lei, dăm 7.000 de lei. Nu, frate, nu promite niciun leu. Lucrurile nu sunt așa de... Lucrurile nu sunt așa de amestecate. Fraților, lumea asta cum le prezentați asta. Atenție, românul nu e prost. Românul e deștept. Eu știu, dar nu până să voteze, când spuneți dumneavoastră că o să vă dau o educație mai bună și o sănătate mai bună, nu vă dau. Se gândesc... Facem împreună, Lucrurile nu sunt așa de simple și nu este cadrul în care eu aș vrea să intru într-o altă discuție despre altceva. Nu, atât. Eu v-am recomandat, eu înțeleg foarte bine, dar oamenii trebuie să vadă că ai o viziune de ansamblu. Eu, da, cred cu tărie că sănătatea și învățământul, educația e un concept mult mai larg, da, învățământul, sunt esențiale pentru viitorul națiunii. Nu ai oameni sănătoși și bine învățați,
N-ai cum să... ce să faci? N-ai nici specialiști, n-ai nici forță de muncă, n-ai nimic. Am vorbit despre asta vreo 15 minute, poate un pic mai mult. Unii n-au fost așa mulțumiți că eu m-am exprimat cu atâta larghețe pe domeniul ăsta, dar da, cred că sunt esențiale și da, cred că nu se poate fără ele. Dar nici celelalte nu sunt de ignorat. Și nu încurajăm irresponsabilitatea. Oamenii care au copii trebuie ajutați în măsura în care ei înșiși fac un efort pentru asta. Adică măcar unul dintre părinți este angajat. Și asta prevede programul. Salariul poate să crească de la 3.000, salariul minim, de la 3.000 la 5.000 în următorii 4 ani, poate să crească prin măsuri economice clare de mărire a bugetului național, pe care noi le indicăm. Da, taxarea pe muncă poate să scadă până la un anumit nivel dacă vei compensa prin taxarea pe afaceri la un alt nivel. Deci lucrurile se fac cu o anumită judecată. Nu le facem la întâmplare, nu le propunem așa în ușor, că nu vreau să folosesc alte cuvinte. Lucrurile au fost gândite, nu credeți că... da, teoretic eu vă pot face un program acum. Vreți să știți ceva? Eu teoretic, nu teoretic, și practic am făcut un program, uite așa, stând la o conferință, am scris și l-am publicat pe Facebook. Astă vară eram la o conferință la Timișoara și am spus, asta va face aur, pentru că m-a inspirat vorbitorul. Asta va face aur când va fi la guvernare. 3/4 din ceea ce preveteam cu liniuță de la capăt se regăsește în programul de astăzi. Fără niciun fel de a căuta vreun merit în chestiunea asta, erau problemele esențiale ale societății românesc. Așa de ușor de văzut. Da, trebuie rezolvate astea. Cum le rezolvi? Aici e problema. Aici e cheia. Da. Am ști cu atenție programul, iertați-mă că e terminat. Mi s-a părut corect elaborat pe toate palierele. Totuși, când o să mai punem din nou munca, ca să fie ceva valoare. Mai dați-și un pahar de apă, vă rog frumos. Deci munca, prin care iese valoarea. Da. Când o să o punem pe primul plan, să respectăm pe cel care muncește cu adevărat. Păi da, asta facem. E inclusiv în program. Îmi pare rău că nu vi se pare că am subliniat lucrul ăsta. Atâta vreme cât tu suprataxezi munca, nu încurajezi munca. Tu, de fapt, o descurajezi. Și a doua, o întrebare iar scurtă. 47% taxarea muncii în România. Da, e îngroditor. Privesc marea și văd războiul. Sper că va învinge rațiunea. Amândoi sunt criminali în aceeași măsură. Și Putin și Rasputin de la Kiev. Dar mai mare decât ei, dracul dracilor, este Kiril. Mi-a spus un grec la începutul conflictului ce cred eu despre acest început de război. Și vă rog să mă credeți că am spus că este cea mai mare aberație ca între două popoare frățești, ortodoxe, da. Ortodoxe, să fie un drac atât de mare ca și Kiril, care a fost o influență foarte mare pe care Bisericii Ucrainei de sub tutela lui l-a făcut ca să-l împingă pe Putin la ceea ce poate nici el n-a. Cred că Putin avea nevoie să-l împingă Kiril, acum fie vorba între noi. N-avea nevoie de îndemnul special. Eu că au venit cu submarinul ca să viziteze Rusicorul. Ei crezut că este cu submarinul. Nu știa că trebuie să stai ce de stat, să vină oficial să le... Bun, haideți, părinte, că sunt întrebări. Vreau să, dacă vreau vreți, să eu vă las, că am obosit de stat în picioare, vreau să conferențiați, mă duc o leacă să mă odihnesc. Supra-înarmarea Ucrainei. Și așa revenim la Europa. Deocamdată, nici Rusia, nici Ucraina nu sunt în Uniunea Europeană. Eu nici nu cred că Uniunea Europeană va putea să absorbă Ucraina. Să fie ținută la ușă. Nu cred că va putea, pentru că trebuie respectate niște principii, niște valori, trebuie respectate etape. După ce iese aur de la guvernare. Trebuie să... Nu se va întâmpla asta, mă rog. Nici nu știm când se termină războiul. N-ai cum să primești o țară când e în război. E mult. Dar haideți să vorbim despre tema noastră, că eu văd acolo că sunt oameni interesați. Doamnă, dumneavoastră erați. Da. Poți să vă întreb orice?
Orice. Dar eu pot să vă răspund dacă vreau. Da, bine, că am făcut. Sunt buni, da. E Belciul, da. La Marcel aici. Sau confirmați? Haideți să vă spun ce cred eu despre vorba aia veche românească. Vreau să vă spun că nu am nimic cu oameni. PSD-a trădat. M-ați spus o întrebare. Eu o să răspund. Și direct o să vă răspund. Bă, nu este nicio alianță cu PSD. Nu e posibilă nicio alianță cu PSD. PSD este principalul vinovat pentru situația de astăzi a țării, pentru că a guvernat cel mai mult și pentru că este partidul moștenitor direct al Partidului Comunist. A avut toate pârghiile de putere, a avut serviciile în mână. Deci nu are nicio explicație, nicio scutire, niciun fel de scuză pentru ceea ce a făcut. În condițiile astea n-ai cum să te aliezi cu ei. Acum, că și în PSD, ca și în PNL, mai până și în USR eu am găsit, sunt oameni buni. Este o realitate. Noi nu trebuie să ne imaginăm că numai noi suntem buni. Că noi suntem cei mai buni și că alții nu mai există. Sunt români și acolo, de calitate, cu valori, care vor să facă ceva pentru România. Și care, dintr-un motiv sau altul, au aterizat acolo. Dacă ei nu au dosare penale, nu au făcut rău comunităților din care fac parte, dacă le-au condus sau nu le-au condus, dar nu le-au făcut rău. Dacă au o evoluție profesională care să arate că au tins măcar spre excelență, dacă nu cumva au atins-o. Și au și alte calități, nu văd de ce să-i ții la ușă. Nu văd. Asumându-și valorile și principiile noastre, că altfel nu merge. Dar de ce au venit în frunte, în condițiile în care au... Nimeni n-a venit niciun în frunte. Vedeți dumneavoastră vreun PSD-ist în fruntea partidului? Nu, nu, nu. În centru. La centru. Nu, ce conduce? Poftiți? Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Deci există niște coordonatori interimari care au fost schimbați în mod des în multe filiale. Și care pot fi schimbați și de acum înainte. Până când organizația se maturizează și va naște o conducere legitimă pe care ea și-o alege în deplină cunoștință de cauză pe baza meritocrației. Noi așa, asta urmărim. De aia am ținut organizațiile până să se maturizeze cu conducere interimare, nu pentru că am vrut noi să le facem rău oamenilor, să nu le-am recunoscut valoarea sau... Nu. Dar pentru că am vrut să evităm baronizarea. Să evităm ceea ce au pățit alte partide. Când, printr-o conjunctură, niște inși s-au instalat în fruntea bucatelor și au început să dicteze. Tot din același motiv, vă mai dau o veste. Nu. Nu filialele hotărăsc cine, unde candidează. Ci București. Conducerea centrală. Așa că cine își imaginează că vine și s-a cocoțat într-o poziție și de acolo el va face liste, va da aprobări, va împărți privilegii, se înșeală. Nu există așa ceva. În partidul AUR. Și sper nici să nu existe până cât o să existe partidul ăsta. Noi ne-am pus în statut principiul meritocratic nu așa de flor de măr că am vrut să sune bine, ci pentru că am văzut cum au fost mâncate alte organizații politice de lipsa acestui principiu. Și nu doar pe hârtie, ci în realitatea politică, în viața lor. Vă rog, spuneți. Hai că pe să poate nu mai vreți. Mulțumesc, domnul senator, pentru expunere. Mulțumesc. Ne toarcem mai Europa. Aș vrea să știu și părerea. PSD-ul nu e în Europa, ce vreți să spuneți? Da, da. Ne toarcem mai Europa. Știm foarte bine, Elveția face parte și din Europa, face parte din centru, face geografic, din centru europei. Dar nu este... Explicația dumneavoastră că nu face parte din Uniunea Europeană. Vă dau explicație. Nici Hitler n-a reușit să intre în Elveția. Vă spun de ce. Elveția își permite să fie
de sine stătătoare. Cum? Simplu. Are ceea ce nouă ne lipsește. Forță economică și forță militară. Simplu de tot. Nu au armată. Cum nu au armată? Au armată, au armată și fac 2 ani de zile de armată. Fiecare cetățean face 2 ani de zile de... 2 ani. Nu e. Au armată. Au și bani suficienți. De-aia pot să fie neutri. Și de-aia sunt chemați totuși în asociere. Ei sunt în asociere cu Uniunea Europeană. Există un contract de asociere, da? Cu Confederația Elvețiană. Dar nu respectă condițiile din Uniunea Europeană. Ei au alte treburi, alte reguli. Și alte reguli de coabitare cu Uniunea. Din aceste motive. Dacă noi vom ajunge să avem forță militară și forță economică, atunci putem să ne gândim că, uite, ne-ar sta și nouă bine ca Elveția. Dar până atunci mai va. Na. Nu ne putem și asocia. Deși noi, spre deosebire de Elveția, mai avem ceva resurse, mai avem o poziție geografică care nu prea ne ajută. Cum facem, cum nu facem, suntem aici între plăcile tectonice, între imperii, între... Păi, nu. În ultima 100 de ani nu s-au schimbat mult lucrurile. S-au reconfigurat puțin. Dar Imperiul Rus există, Imperiul Austro-Ungar nu mai există, dar s-a mărit. Și Imperiul Turc există în continuare. Otoman există. Și crește. Pe deasupra a mai căpătat drept de folosință și America pe aici, prin Europa. Așa că... Ei sunt mai noi, de-aia au luat... Nu, noi trebuie să fim înțelepți, trebuie să fim realiști. Să nu ne imaginăm că noi facem raw exit și că asta e salvarea noastră. Că nu este. Să nu ne imaginăm că noi fără NATO am putea să ne apărăm granițele, că nu am putea. Vă spun eu. Noi suntem în situația în care astăzi facem achiziții de foarte multe miliarde de euro în domeniul militar, dar noi nu suntem în stare să ne păzim achizițiile. Deci noi nu putem să ne păzim achizițiile. Da? Avioane, tancuri, submarine, noi nu le putem păzi. Benzină. Lasă că încă nu ne le-au livrat. Da? Dacă nu o să vină, noi nu o să le putem păzi. O să ne păzească tot ei. Ca să le operăm, e altă discuție. Când noi vom învăța să facem achizițiile într-un anumit sistem care să ne asigure și întreținerea lor, și baza lor, și operarea lor, atunci poate că vom începe să căpătăm forță militară. Noi nu mai avem armată. Avem 72.000 de militari activi. Și vreo 55.000, din câte am înțeles, rezerviști. Adică oameni care pot fi chemați sub arme. Că dacă ai trecut doar anumită vârstă, nu te mai cheamă nimeni. Ca să încurci. Mai bine te las acolo. Așa. Și atunci, din ăștia 72.000, la o mare urgență, înțeleg că pot fi aduși în dispozitiv 25.000. Cam ce credeți dumneavoastră că facem noi cu 25.000? Nu facem nimic. Așa că NATO, da, NATO este umbrela noastră de securitate. Trebuie să ne culcăm pe ureche și să rămânem așa? Nu. Trebuie să creștem numărul militarilor, trebuie să creștem înzestrarea, trebuie să dezvoltăm industria de apărare. Asta avem de făcut. Asta e în programul de guvernare. Dacă tot mă întrebați de Europa, și tot acolo ajungeți. Tot la programul de guvernare. Vă rog. Mi se pare, mie sau în proiectul de program n-ați scris deloc că protejați biserica? Nu e scris în mod explicit ceva cu privire la asta, dar vă spun un lucru. Biserica, dar biserica nu e în afara noastră, ca să ne ducem să apărăm ceva. Știu asta. Este lumea, dar scrieți un program. Noi suntem biserica. Păi ce să facem? Dacă noi vom fi la... Care e poziția doamnă, păi, de apărat? Nu. Că nu are nevoie biserica să fie apărat. Păi vedeți? Care e poziția guvernului? Respectă. Trebuie scris un cuvânt acum. Ce am putea să scriem când noi suntem creștini? Noi când vom fi creștini, când vom fi la guvernare, creștini fiind, facem o politică creștinească. Am învățat de mic o hârtiuță care
nu sunteți lângă ea când o citește cineva, trebuie explicită. Dacă unul dintre stâlpii noștri de rezistență ai doctrinei noastre este credința. Păi nu scrie. Cum vei să cum? Dacă era ceva de prevăzut special pentru biserică, în programul de guvernare, dom'le, vrem să facem 100 de biserici. Asta făceam. Scriam. Dar dacă nu vrem să facem 100 de biserici, nu scriem. Eu știu ce aș vrea acum să facem? Că avem. Slavă Domnului, am putut să construim în anii ăștia. Biserici, mănăstiri, avem. Aș vrea să le și populăm. Sunt populate. Nu sunt. Picior de reporter vreodată. Sunt românii să duc la biserică, își fac obicei. Credeți-mă, la sat nu se mai merge la biserică. Nu mai spuneți mie, că eu m-am dus și am văzut duminică la biserică. Nici doi bătrâni nu mai mergeau. Sunt biserici care se prăbușesc pentru că nu mai are cine să le întrețină. Sunt preoți la țară, prin diferite sate, care trăiesc din salariul nevestei pentru că ei nu produc în parohie nici banii de curent electric. Despre ce vorbim? Nu e așa. Noi trebuie să redevenim creștini. Noi trebuie să ne recatehizăm, să redevenim creștini și atunci, da. Suntem creștini, nu cred. Nu, acum, cu numele, zis, cu numele, da. Noua normalitate și sunteți conservatori. Am înțeles de mesajul dumneavoastră că sunteți împotriva progresului, că vreți să rămânem așa, că nu ne modernizăm deloc. Stați un pic. Așa am înțeles nu, mesajul. Nu, n-ați înțeles bine. Dar dacă n-ați înțeles bine, înseamnă că e vina mea. Da. Bun. Nu, e vina mea că n-am știut să-i explic. Corect. Eu n-am cum să fiu de vină niciodată. Mi se pare normal. Nici eu n-aș vrea, dar din când în când trebuie să-mi asum. Suntem. Da. Fiind conservator, înseamnă că sunt un om al tradiției. Fiind un om al tradiției, nu înseamnă că sunt un... ceea ce se numește un om al tradiționalismului. Adică tradiția este o realitate vie care se îmbogățește cu fiecare experiență pe care o are fiecare generație. Asta înseamnă progres. Asta înseamnă progres. Real. Pentru că această tradiție îmbogățită cu fiecare generație nu face decât să continue evoluția umană după reperele sănătoase care sunt păstrate. Cu alte cuvinte și păstrând, să vă spun cu o metaforă. Progresul pe care ne-l propun progresiștii este drumul către hău, către o prăpastie. Uite, zice, dacă mergi pe drumul ăsta, o să progresezi. Și progresezi, de fapt, în râpă. Deci progresiștii sunt niște răi. Progresiștii sunt autodestructivi. Autodestructivi. Nu știu dacă unii știu, anii nu știu. Păi, da, în momentul în care te... Se merge cu calul, nu mai merge cu... Nu, asta este așa o chestie de facilă. Așa o... Păi, vedeți, am smartphone. Vedeți că am smartphone? Asta, vedeți că suntem pe Facebook? Aveți, da. Credeți că eu nu folosesc mijloacele tehnice? Credeți că eu prefer căruța cu cap? Nu. Nu deci vreți progres, dar nu cu progres. Dacă m-ați și lăsat, dacă m-ați lăsat să răspund, atenție, stați un pic, ce aici? Bar de negri. Bun, luați loc și vă explic. Aș prefera că atunci când puneți o întrebare, din politețea dialogului elementară, să lăsați omul să răspundă. Că dacă nu îl lăsați și el tot fracționat, sunteți la televizor și eu la televizor nu prea mă duc. Ați văzut? Am văzut. Da? Nu mă duc. Pentru că sunt obraznici reporterii și nu înțeleg, sau realizatorii aia, și nu înțeleg nimic. Și nu știu nimic despre nimic, ce mai mulți dintre ei. Și atunci nu mă duc să mă cert. Că îmi pierd timpul. Am o viață pe care nu știu cât de lungă mi-a dat-o Dumnezeu și eu vreau să folosesc fiecare minut. Prin urmare, revin la întrebarea noastră. Nu suntem împotriva progresului. Dar noi vedem progresul altfel decât îl văd cei care susțin că sunt progresiști, fiind regresiști. În momentul în care tu spui că este progres întoarcerea în peșteră și trăirea în devălmășie prin o supunere oarbă în fața celui mai puternic, eu cred că ăsta nu-i progres. Ăsta este regres. Ei, dacă dumneavoastră veți analiza tot ceea ce propun acești neomarxiști, care nu spun neomarxiști, care nu se trădează în vreun fel decât prin faptele lor, veți vedea că asta înseamnă progres în mintea lor. În mintea lor progres înseamnă să te desparți
de tradiția ta, să te desparți de Dumnezeu în care crezi, să relativizezi familia, să faci din școală un loc al spălării pe creier a noilor generații, pe care să le poți supune mai ușor și așa mai departe. Ori eu nu cred că ăsta e un progres. Progresul este ceea ce am spus. Omul tradițional avansează, nu stă pe loc, nu încremenește în muzeu, în tradiționalism. Nu fetișizează moștenire pe care a primit-o, ci o folosește pentru a evolua. Da? Și o îmbogățește în același timp. Dar pas cu pas, urmând anumite repere. Fără să o ia după cum îi fluieră unul sau altul. Dom'le, eu merg pe drumul meu pe care am repere. Care sunt reperele mele? Mă, reperele mele mari sunt neamul și Dumnezeu. Astea sunt reperele mari. Reperele mai mici sunt mai mici. Nu sunt mai puțin importante, dar pe lângă acestea sunt mai mici. Da? Sunt familia, libertatea, dezvoltarea personală, căutarea fericirii. Dar toate lucrurile astea îndeplină consonanță cu ceea ce poporul meu a trăit, cu ceea ce poporul meu a slujit, cu ceea ce pentru ce au jertfit strămoșii mei. Bă, dacă era bine să fim noi supuși, mai apăra cineva pământul ăsta? Mai murea cineva pentru el? Dacă era bine să nu avem granițe, mai mergea cineva să fie împușcat în linia întâi? Dacă era bine să nu fim uniți în granițele aceluiași stat, se mai ducea cineva să lupte în est cu nenorocitul de rus? Nu. Dacă era bine să fim fără credință, mai mureau apostole, ucenicii, atâția sfinți, martiri. Dar să fim până mai încoace. Dacă era bine să fim despărțiți cu totul de credința noastră în Dumnezeu și în neamul românesc, mai jerfeau sfinții închisorilor? Avem aici sfintele moaște de la Aiud. Credeți că oamenii ăia s-au dus acolo de nebuni? Pentru că erau ei împotriva progresului? Nu, tocmai pentru că ar fi vrut ca neamul ăsta să evolueze pe o cale sănătoasă. Progresul ăsta este să evoluezi pe o cale sănătoasă. A devia, a te întoarce la animalitate, a te întoarce la comuna primitivă nu este progres, este regres. Ori băieții ăștia, că nu mai sunt bărbați de stat, asta vor să ne determine să facem. Păi eu mor cu ei de gât, îmi pare rău. Dar nu, niciodată nu o să accept așa ceva. Nu o să accept să îmi fie deturnați copiii de la o evoluție sănătoasă prin ideologia pe care eu o fac în școli. Și pe care o impun cu forța. Că dacă nu-ți duci copilul de la 3 ani ca să ți-l îndoctrineze, ești sancționat, ești amendat, ești pus la stâlpul infamiei. Că dacă nu ești de acord ca al tău copil să învețe hai să folosesc cuvinte frumoase, tot felul de practici sexuale deviante încă de la creșă, din primele clase ale școlii, înseamnă că ești un taliban care trebuie să fii sancționat, trebuie să fii amendat și așa mai departe. Ei, asta vor să facă cu noi. Trebuie să-i spună cineva. Familia nu-i spune, mama e rușine, haideți să vă spun. Haideți să vă spun eu un lucru. Știți, dumneavoastră, mai aveți copii mici și mai aveți. Eu vă spun că la școală, la biologie, se învață despre asta. La biologie, astăzi, în clasa 7, se învață despre asta. Nu asta e problema. Mi-aduc aminte când eram adolescent, eu am găsit o carte, de fapt mi-a dat-o tata, nu am găsit-o eu, dar era o carte pe piața liberă, în regim comunist. Da? Igiena sexuală, așa se chema. Aparatul reproductiv, ce trebuie să faci, care sunt riscurile. Nu, asta e problema. Problema este când înveți lucruri nedemne, când înveți copilul că nefirescul este firesc. Ca obligatoriu.
Încă n-am ajuns acolo. N-am ajuns acolo. Dar nici mult nu mai e. Vorba de lea, plec acum că nu e obligatoriu. Când vrei să legalizezi pedofilia, să mă ierte Dumnezeu, adică... Zoofilia, nu știu ce. Păi când vezi că nebunii din, unii din nebuni din Occident se căsătoresc cu dulapul și spun că au o relație romantică cu dulapul lor sau cu canapeaua sau cu cățeaua sau cu... Băi, frate, aia sunt în toate mințile. Despre ce vorbim? Și astea sunt considerate practici normale? Opțiuni? Libertate? Nu, nu, nu e asta, e... Nu. Dar România noastră, dar astea sunt... Sunteți femeie? Exact, sau nu. Dar vă declarați genul fluid. Acum sunt așa, acum sunt așa, acum nu mai sunt nimic. Băi, asta e boală psihică. Despre ce vorbim? Se admite la virtual. Bun, dar oamenii aia, dacă au nevoie de tratament, avem stabilimente în care li se poate oferi. Nu se iasă pe stradă să spună că noi suntem normali. Și faceți și voi ca noi. Nu? Mi se pare că... Da. Dacă nu mai sunt întrebări, eu m-aș opri aici. Îmi place să vă răspund. N-am niciun fel de problemă, dar doar să aveți. Ați vorbit despre merite. Care sunt criteriile? În politică. În general sau în societate? Nu, în societate. Păi... despre merite. Cum poți să cântărești activitatea cuiva într-o orice organizație? Că este o firmă, că este o unitate militară, că este un ONG, că este un partid. Înființează organizații, nu. Obține voturi. Cum? Prin ceea ce face. Corect. Aduce plus valoare acelei organizații. Oferă un plus de demnitate acelei organizații. O face cunoscută. Ține conferințe. O dezvoltă. Contribuie la dezvoltarea ei. Sunt niște chestii. Dar eu, deci am ieșit din zona aia strict politică. Vă explic așa în general ca să înțelegem că sunt criterii după care să fie cântărit meritul unui om. Problema este ca acela care cântărește să fie onest. Și sistemul să fie cunoscut pentru toată lumea. Ori, în privința partidului, că dacă asta mă întrebați, criteriile sunt stabilite și această grilă se aplică. Nu este niciun fel de problemă. A, că sunt deviații, că sunt derapaje din partea unora sau altora. Da, de acord. În orice lucrare umanească este asta. Oameni. Niciodată nu este ceva ca și cum ar fi scris la calculator. Și calculatorul mai dă eroare. Dar măcar știm care e sistemul nostru de referință. Nu bâșbâim. Alții, alte partide, alte organizații nu-și pun problema unui astfel de sistem de referință. Nici nu discută despre el și nu cred că poți să ridici problema. Că îți arată și ușa. Asta e treaba. Noi o facem asta. De ce? Pentru că chiar credem că e necesar. Cu toate scăderile de rigoare. Eu nu spun că nu sunt greșeli, că nu sunt abuzuri. Uneori pot să fie și abuzuri, da. Dar pe cât ne-a stat în putință, noi am clarificat lucrurile și am sancționat sau îndepărtat pe cei care nu erau în conformitate cu ceea ce noi am gândit să fie acest partid. Dar să nu ne așteptăm în continuare ca să fim fără greșeală și fără pată, suntem o ceată de îngeri care... aducem raiul pe pământ. Deci spune, asta doamne, este rolul celor de stânga, radicalilor de stânga. Ați refuzat la Constanța? Câți PSD-iști ați refuzat la Constanța? Eu știu câți nu știu să vă spun că nu mă ocup eu de organizație și să fac acum cine a fost, cine n-a fost PSD-ist, penelist, userist, dar vă spun că am luat, inclusiv în grupurile parlamentare, am luat un fost userist și un fost liberal. Acum, adică, da, se poate. Dar nu e niciun fel de problemă. Cum am și dat afară oameni care nu au mai corespuns din punctul nostru de vedere. Cum? Probabil că o să mai și dăm afară dacă... Și cum o să mai și luăm alți oameni. Este un organism viu în partid. Nu este posificat. Nu este pus în niște cadre într-o cutie și gata. Bă, ăsta e. Partidul de aici nu se mai schimbă. Este un organism viu. El trăiește. Și se dezvoltă pe cât posibil. Ultima da. Întrebare are domnul. Vă rog. Domnul Beca, da. Numele comunității pe care o reprezint.
Mulțumesc. Câteva chestiuni de noastră să spunem. Opinia mea este că omul a fost creat de Creator, de Dumnezeu, pentru a trăi. I-a dat viață pentru a trăi. Pentru a trăi, el este subsumat unor chestiuni fundamentale, și anume, el pentru a trăi este subsumat să respecte acea celebră teorie a scopul, scuză, mijloacele al Machiavel. Vrem, nu vrem, trebuie să fim realiști. Dacă nu suntem realiști, înseamnă că nu cunoaștem boala pe care o avem și nu vom găsi... Imediat, stai un pic. Nu știu întrebarea. Să mă iert, dacă tot am felicitat, trebuie să... Și, doi, coborâm la nivel administrativ, coborâm la celălalt dicton perfect, latin, ubi beni, ibi patria. De aceea, toți oamenii ne raportăm la aceste percepte, vrem, nu vrem. Dar, pentru a ajunge să dezvoltăm această țară, care este o țară minunată, eu cred că noi nu trebuie, prea mult ne lăudăm, să știți, noi românii prea mult ne lăudăm. Avem o mare lipsă și anume avem carențe în ce privește cultură politică, cultură economică, cultură socială și avem ceva cultură generală, că acolo poți să ai orice fel de cultură. Dumnezeu ne-a pus nouă capul aici, care este un mic radar. Cu cât ai mai multe cunoștințe, cu atât ai capacitatea să formezi idei, să analizezi. Păi cum poate să vă analizeze cineva pe dumneavoastră dacă el habar nu are de cunoștințe minore și să vă evalueze pe dumneavoastră? În primul rând, el trebuie să se auto-evalueze pe el și după aceea să treacă pe plan superior. Din cauza asta, am spus și eu, dacă mă așa, noi suntem deficitari sub aspectul calității pe plan politic. Și acum am permis să vă și critic un pic, așa? Dacă vă rog, chiar vă rog, că deja eram prea sus, da. Mai dați-mi un moment. Să sper să vină și o întrebare, da? Spuneți, spuneți. Spuneți, domn Becas, vă ascult. Vă ascult. Cred că e deficitară pentru oricare partid, inclusiv pentru acest partid, este deficitară acea opinie conform căreia toate candidaturile se fixează la nivel central. Și știți de ce? Avem experiențe, eu sunt, nu mai spun ce, sunt că nu are relevanță mare, dar ce se întâmplă? Toate partidele, fără excepție, cel puțin din județul Constanța, toate au procedat așa și toate au încălcat legea. Cum veneau alegerile? Furau dosarele unul cu altul, se duceau la partid și invalida partidul. Întrebarea mea este, de ce trebuie să invalideze conducerea superioară de partid? Mulțumesc. Bun. Hai să vă încep cu finalul și să vă dezamăgesc. Nu. Celelalte partide n-au făcut așa. Baronii locali au stabilit cine, cum, unde și de ce. Inclusiv în structurile guvernamentale. Eu am organizație mai mare, mai puternică, aduc mai multe voturi, mai mulți bani în partid, vreau secretar de stat, ministru, cu tare, o seamă de parlamentari. Deconcentratele la mine. Așa se poartă lucrurile la celelalte parte. Noi nu vrem să existe baroni locali. De-aia nu o să facem asta. Noi suntem un partid tânăr, foarte tânăr, înființat în septembrie 2019, de fapt, de iure, lansat public 1 decembrie 2019 și început ca structură politică abia în ianuarie 2020. Când a fost primul congres al partidului. Și în primul pandemie. Bun. Ca partid tânăr, conștient de fragilitatea lui, de vulnerabilitățile lui, de riscurile la care se supune. Trebuie să avem un control mai puternic de la centru asupra ceea ce se întâmplă în teritoriu. Asta e realitatea. În măsura în care organizatoric ne vom maturiza cu toții, lucrurile pot fi schimbate, pot fi îmbunătățite. Să nu credeți că e o mare chestie așa să ai răspunderea pentru toată țara și dacă ai greșit undeva să ți se spargă ție în cap. Nu e așa de bine.
apropo de șefie. Așa să fii șef, 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 dacă bunii cine bagă? Ăla. Da. Așa că nu luați acest fel de a lucra al nostru ca pe unul care este de natură să descurajeze organizarea sau ba nu. Este vorba despre a încuraja organizarea sănătoasă, pentru că dacă cineva vine și spune lasă că mă instalez eu aici la butoane și o să am numai șef pe care să-i pun colo și colo și o să răspundă în fața mea și București o să trebuiască să asculte de mine pentru că uite câți șefi am eu puși. Am ratat obiectivul. Noi avem de dus țara asta pe un drum de dezvoltare, dacă vrem să guvernăm. Și nu o să putem guverna decât cu oameni dintre cei mai buni și care înțeleg rostul partidului, care nu vin aici la Ciolan. Cred că e lămuritor răspunsul meu. În rest, ați mai spus dumneavoastră două lucruri la început, dar cu care eu nu sunt de acord deloc. Și anume că realismul ne-ar face să ne orientăm după principiul machiavelic și după, mă rog, un alt dicton latin care nu poate fi însușit de niciun om cu demnitate. Corect. Adică cum? Moșia mea nu mai e moșia mea pentru că eu sunt atacat din toate părțile, pentru că ea este în paragină, pentru că eu sunt nevolnic să o apăr și plec undeva unde nu mai e moșia mea. Dar poate deveni moșia mea pentru că cineva se îngrijește de acea parte de... Procolivie, da, o frumos. Nu. Nu unde e binele e patria mea. Patria mea este patria mea. Și punct. Bună. Și trebuie să fie bine în ea. Și nu... Nu cred că oamenii se orientează după principiul Machiavelli, pentru că atunci chiar nu mai e nicio speranță de îmbunătățire a ceva... Nicăieri. Și putem să mergem să creștem capre, să ne retragem la țară, să scriem poezie, cine are talent. Eu cred despre mine că am și aș vrea să fac lucrul ăsta. Da. Băiețel chiar are. Eu doar cred despre mine că am. Așa. Asta e situația. Ne-am lămurit? Da. Mai sunt nelămuriri? Nu. Familia Mișcăiștiu. Eu sunt